m-am referit un pic la duble standarde, da? Când anumiți oameni sunt calificați într-un fel și alți oameni sunt calificați în alt fel. Eu am mai spus public și să nu înțeleagă doamna ministru că eu o spun cu supărare sau că am ceva cu ea. Nici într-un caz. Doar că noi trebuie să fim, cum să vă spun, cu o atitudine identică față de toți oamenii. Atunci când în cazul doamnei ministru soțul, da, a fost condamnat pentru corupție cu decizie irevocabilă și președinta, prim-ministru spune că responsabilitatea este individuală a fiecăruia, susțin 100% și are dreptate. Așa. Doar că atâta timp cât față de ministra justiției este această abordare, dar față de alții este altă abordare, atunci doamna ministru într-adevăr are o mare problemă. Pentru că inclusiv eu a trebuit tot timpul să răspund pentru rude, mai îndepărtate, mai apropiate, pentru alte fapte. De una chiar am văzut un atac asupra judecătoarei Sânduță, da? Așa. Iarăși, pornind de la situația tatălui, fratelui și tot așa, ce legătură are una cu alta? De ce a fost, de ce este atacată această judecătoare? Pentru că este vocală. Uitați, încă o dată, aceste duble standarde, ele pot funcționa o anumită perioadă de timp, dar nu pot duce până la infinit.